Spuneți când sunteți gata. Bună ziua, stimați cetățeni, dragi reprezentanți ai mass media, vă mulțumim în primul rând că ați dat curs invitației noastre. Sunt Roman Cușcar, președintele fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău, împreună cu colegul meu, Dumitru Ivanov, consilier municipal. Și astăzi vrem să vorbim despre viziunea și despre poziția fracțiunii PAS în ceea ce privește decizia privind aprobarea și aplicarea taxelor locale în municipiul Chișinău pentru anul 2023. După cum am văzut în ultimii 3 ani, taxele propuse de actualul primar nu au suferit nicio schimbare și sunt fără o viziune pe termen lung, fără o previzibilitate, dar și pentru o strategie de dezvoltare a municipiului Chișinău. Sistemul propus de Ion Ceban este unul inechitabil și menit să ajute doar marile afaceri, marile companii, în defavoarea micului business. În decurs de 3 ani, Ion Ceban nu a schimbat nimic în proiectul de aprobare și aplicare a taxelor locale, în afară de a majora anual taxele locale. Chiar dacă pe parcursul ultimilor 3 ani, fracțiunea PAS, împreună și cu alți colegi, am votat, am inclus în proiectul de decizie și prevedere care pe parcursul anului trebuia să fie elaborată politica fiscală pe termen de cel puțin 3 ani, ca să fie o previzibilitate în ceea ce ține aplicarea taxelor în municipiul Chișinău. Această politică fiscală a municipiului Chișinău așa și nu a fost elaborată. Respectiv, astăzi avem acea decizie care e exact acel format pe care era la atunci când am venit în Consiliul Municipal, exact același format este și astăzi. Așa cum Ion Ceban face în oraș lucruri de mântuială, exact așa e situația și cu taxele locale. Nu a putut nici până în prezent să înțeleagă pe ce să fie puse accente în vederea aplicării taxelor locale și stabilirea acestora. Atunci când ai o viziune clară de dezvoltare a orașului, taxele locale sunt un instrument perfect pentru a motiva, pentru a stimula și a promova un segment, cum ar fi domeniul Horeca, spre exemplu, micile afaceri, de ce nu industria, procesarea și în același timp poate servi ca un instrument de taxare a companiilor cu venituri grase, a segmentelor nocive pentru locuitorii municipiului Chișinău, precum este comercializarea tutunului, jocurile de noroc și altele. Așadar, în urma celor expuse mai sus, și în acest context, fracțiunea PAS vine cu 3 propuneri pentru decizie privind aplicarea taxelor locale pentru 2023. Prima, echitatea pentru agenții economici, cum ar fi domeniul Horeca și micul business. Afacerile mici și mijlocii sunt acele afaceri care creează cele mai multe locuri de muncă pentru clasa de mijloc, iar noi vrem să-i ajutăm. Pentru acest lucru este nevoie de o echitate. Susținerea prin scutirea de taxe a companiilor nou create, care
vor asigura o plusvaloare în economia națională, și anume cele care activează în domeniul industriei și în domeniul procesării, dar și vor crea cel puțin 5 locuri de muncă permanente. Și propunerea numărul 3 este introducerea unei noi taxe speciale, noi am zis taxa pentru dezvoltare, care va fi achitată de către dezvoltatori. Partea tehnică și exact cum vor fi aplicate aceste taxe și mai multe detalii, rog colegul meu Dumitru Ivanov să le expună. Mersi. Da. Bună ziua tuturor! După cum a spus și Roman, eu sunt Dumitru Ivanov, consilier municipal, secretarul fracțiunii PAS din Consiliul Municipal. Și acum o să explicăm mai desfășurat propunerile fracțiunii PAS din Consiliul Municipal asupra proiectului de decizie pe taxele locale din municipiul Chișinău pentru anul 2023. Iar prima propunere care a enunțat Roman a fost echitate pentru agenții economici, ori noi considerăm că micul business și businessul mijlociu trebuie susținut. Și din acest considerent venim cu propunerea de a face echitate pentru unitățile de comerț. Cum se aplică taxele la momentul actual? Dacă ai o afacere mică, de exemplu alimentară sau un magazin specializat de vreo 20 de metri pătrați, atunci taxa plătită la primăria Chișinău este de 4.600 lei, adică 230 lei per metru pătrat pe an. Atunci când începi să te dezvolți, primăria îți stoarce. Însă, dacă ai un business mare, cum ar fi un supermarket sau un hipermarket de 3.000 metri pătrați, taxa achitată la primărie va fi de 25.800 lei sau 8,60 lei de bani pe metru pătrat. Repet, la moment, cei mici vor achita 230 de lei pe metru pătrat, iar cei mari 8,60 lei de bani pe metru pătrat. Această formulă nu este una corectă și nu este una echitabilă. Ea favorizează marile companii și este o povară pentru cei care abia încep să se dezvolte. Luăm un alt exemplu. Dacă ai un restaurant mare de 100 de locuri, adică peste 100 de clienți în local, adică pentru 100 de clienți în local, atunci achizi la primărie sau vei achita la primărie 170 de lei per loc. Însă, dacă ai un restaurant foarte mic și ești un începător cu 20 de locuri, atunci vei achita la primărie o taxă de 455 de lei pentru un loc. Iarăși, este o atitudine inechitabilă care defavorizează micul business. Fracțiunea PAS propune schimbarea formulei și a principiului. Astfel, cetățenii care au afaceri mici, un magazin mic sau un restaurant mic, aceștia vor achita o taxă mai mică per metru pătrat sau per loc a unui client. Iar deținătorii de afaceri mari, respectiv cu venituri mari, vor achita taxe echitabile. A doua propunere enunțată de Roman a fost ca scutirea de taxe pentru noile companii din industrie și de producere. Care sunt aceste companii? Companiile noi create, care au cel puțin mai mult de 5 oameni angajat, permanent, activează conform codului CAEM în domeniul industriei și procesării. De ce scutim aceste companii? Motivul este simplu, pentru că produc valoare adăugată, angajează persoane calificate, cu salarii mari, din care sunt achitate impozite, iar la rândul său, municipalitatea primește 50% din aceste impozite. Scopul este de a motiva și stimula investițiile și crearea locurilor noi de muncă în municipiul Chișinău. Noi înțelegem că în urma acestei propuneri se diminuează taxele scutite, dar în același timp creștem defalcările de la bugetul municipal din impozitul pe venit, ceea ce pe termen lung aduce doar plus valoare bugetului municipal. Iar a treia propunere este introducerea unei taxe speciale, și anume taxă pentru dezvoltare, care va fi achitată de către dezvoltatori, adică pentru companiile care construiesc blocuri locative în municipiul Chișinău. Chișinău se dezvoltă, apar tot mai multe blocuri locative, însă fără infrastructura necesară, fără grădinițe, școli, instituții sociale și multe altele. Anume, în blocurile locative noi trăiesc familii tineri, copii, care au nevoie de aceste instituții. În 3 ani de mandat am văzut cum Ion Ceban a tot cochetat cu firmele de construcții și a avut înțelegeri neformale prin care le-a acceptat proiecte dăunătoare pentru oraș și în schimbul unor lucrări de mintuială pentru porțiuni de trotuare sau un subteran care nu rezistă niciun sezon. Da, orașul trebuie să se dezvolte și să crească, însă, pe lângă complexe locative noi, în care locuiesc mii de familii, trebuie să fie asigurată infrastructura socială, așa ca tinerile familii să aibă acces la grădiniță și școală în apropiere, la terenuri de joacă și fitness bine amenajate. Pentru a asigura, pe termen lung, aceste obiective de necesitate vitală pentru oraș, fracțiunea PAS propune să fie aplicată o taxă specială companiilor de construcții la eliberarea autorizației de construire. Taxa se va aplica per metru pătrat.
Propunerea ca pentru anul 2023 să fie o taxă simbolică de 10 lei per metru pătrat, iar din 2024 să fie aplicată o taxă care ar acoperi cheltuieli de creare a infrastructurii. Prin plata acestei taxe, în bugetul primăriei municipiului Chișinău vor veni resurse financiare pentru construcții de grădinițe noi, școli noi, terenuri de joacă, parcuri, spații de agrement și multe alte elemente vitale pentru oraș. Așadar, tehnic vorbind, fracțiunea PAS, astăzi până la sfârșitul zilei, va depune un demers către direcția finanță, prin care va solicita efectuarea de modificări în proiectul de decizie privind aplicarea taxelor locale pentru anul 2023, și anume acele prevederi care au fost menționate anterior. În afară de asta, cu siguranță, propunerea ca până la 1 mai 2023 să fie elaborată politica fiscală a municipiului Chișinău pe următorii 3 ani. Iar în concluzie, vreau să menționez că propunerile fracțiunii PAS pentru taxele locale 2023 din municipiul Chișinău sunt orientate pentru susținerea cetățenilor de rând, pentru susținerea oamenilor care vor să deschidă mici afaceri, afaceri de familie, să creeze locuri de muncă și să dezvolte acest oraș. Taxele mai mici pentru micul business vor asigura echitate și vor crea oportunități de dezvoltare a afacerilor locale din municipiul Chișinău. Pe termen lung, municipalitatea va avea doar de câștigat. În buget vor veni mai mulți bani, iar asta înseamnă mai multe grădiniți, școli, drumuri, parcuri și altă infrastructură. O viață mai confortabilă pentru toți locuitorii municipiului Chișinău. Vă mulțumim și dacă sunt întrebări, suntem deschiși să răspundem la ele. Mersi mult! O zi bună tuturor!